hei, haideți să fiu puțin mai direct cu voi și să vă spun de ce fel de persoană eu am nevoie. Ați văzut filmul ăsta cu Will Smith, care el nu se lasă bătut, care copilul merge de la un job la altul, lasă soția, da, el se duce și caută de muncă și a găsit un job care trebuie să fie, să facă un fel de voluntariat timp de 6 luni de zile, un fel de stagie, da, până când el se învață toate skill-uri și după asta el o să înceapă beneficia și o să câștige foarte mulți bani. Iată, eu am nevoie de așa mindset, de așa gen de persoane care gândesc în felul ăsta, care sunt gata ca primele luni de zile să nu fac nimic bani sau dacă o să fac, o să fac capici, da? Ca după asta să fie remunerat și să generez mai mulți bani. Dar iată, așa gen de persoane am nevoie, adică dacă voi sunteți acum cu gândul că vrei peste o lună de zile să primești banii, mai bine du-te la un job și angajează și lucrează lună de lună și mai bine până când nu-ți stabilești starea financiară, pentru că o să-ți fie foarte greu să combini sau, ok, poți combini ca tare. Eu am început din combinații, da? Adică cât lucram șofer la Amazon, am început să fac acest job paralel. Până când mi-a permis ca după asta să mă ocup doar cu asta, dar până atunci desigur că am făcut-o paralel. Așa puteți să faceți și voi, lucrând la un job paralel, dezvolt și aici. Dar de la început, neavând suficiente capacități, neavând suficiente skill-uri, neavând suficiente cunoștință, nu știi nimic despre MLM și să vii aici de la zero să leși tot și te ocupi doar cu asta, nu recomand, pentru că o să vă fie foarte greu și o să vă lăsați din prima jumătate de lună sau din timp de o lună de zile, cât că o să spuneți că asta nu e pentru voi. Așa că nu, mai bine căutați-vă ceva. Dacă sunteți într-o stare nu chiar bună financiară, mai bine căutați-vă ceva în care să vă regulați starea financiară. Și după asta, paralel, puteți vă ocupați și cu MLM. Iată în felul următor. Și de așa gen de persoane am nevoie.